Din informațiile pe care le-am primit de la companiile de asigurare până în prezent, constatăm că daunele care au fost achitate în anul 2013 sunt într-o ușoară creștere față de anul 2012. Au fost daune semnificative pe acest segment property, iar riscul cel mai frecvent pentru care au și plătit companiile este, de fapt, la fel ca și în anul 2012, este riscul de incendiu. Am putea să mai precizăm că valoarea tuturor despăgubirilor plătite de companiile de asigurare în 2013 se ridică la peste 190 de milioane de lei, vorbind de date la 11 luni, și nu putem să nu punctăm anumite daune semnificative achitate de companii acest segment în baza clasamentului pe care l-am făcut. Spre exemplu, compania Omnia Sigvig a achitat cea mai mare daună pe segmentul de property. Cel puțin așa reiese din informațiile care le-am primit de la companii. Aceasta s-a ridicat la 17,3 milioane de lei și s-a produs ca urmare a unui incendiu la un complex comercial. Și restul asigurătorilor au achitat daune semnificative, vorbind de aproximativ 8,1 milioane de lei în cazul Allianz Țiriac, peste 4 milioane de lei în cazul Asirom, 1,5 milioane de lei pentru Generale România și o valoare similară a fost achitată și de către Credit Europe Asigurări, vorbind de daune care au fost avizate și achitate în anul 2013.